Bună seara, bună seara tuturor, aici sunt Tarotela cu o citire nouă pentru cei născuți în Zodia Racului sau mai exact cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Zodia Racului. Dar cred că dintre toate, Luna este cea mai puternică în Zodia Racului. Am amestecat cărțile, la un moment dat am văzut trei de spade, dar în poziție inversă, ceea ce îmi spune că da, poate ați fost jigniți de cineva, poate ați avut o dezamăgire, poate chiar o mă va simțit răniți, profund răniți de către cineva, dar simt că depășiți. Și asta mă bucură imens. Imens pentru că știu că racii sunt foarte sensibili. Hai să mai uh, amestec încă puțin cărțile și să le tai, da? Rac februarie 2019. Soare, lună, venus, ascendent, rac. Ce aveți? Lună. 4 de monede. 9 de monede. Mercurul vostru. Martele. Sau... Opa, a revenit. 3 de spade. 3 de spade. Oho, luna. Îndrăgostiți. În poziția asta mă bucur mult. Simt că o să depășiți. Simt că o să depășiți. Orice ar putea să pară negativ în acest moment. Și regele de spade. Acum, partenerul, partenera, eu știu, cineva care va apare aici în citire, are lumea invers, în poziția lunii. Mm -hmm, mm -hmm. 8 de spade, 2 de spade, 6 de monede. E bine, 4 de spade. Și magicianul. Super, super, super. Că sunteți voi aici, că sunteți în poziția cealaltă, rămâne de văzut voi uh, îmi, uh, sper că înveți a comenta cu ce rezonați, cu ce poziție. Ce aveți ca și element comun, ca și energie comună între voi doi aveți? Asul de spade ceea ce este o carte excelentă, da? Uh, este o carte care reprezintă o victorie în primul rând mentală ba chiar spirituală după o perioadă, hai să ne uităm, după o perioadă în care ați regretat sau cineva a regretat o situație întâmplată, poate cu ocazia eclipsei, poate ați regretat un leu, da? Dar eu cred, că, iau te, Soare și, și Steaua. Cred că ceva s-a întâmplat în perioada eclipsei de acum două săptămâni și v-a pus în poziția aceasta de cinci de cupe, de regret, de, de tristețe, neapărat regret, tristețe. Poate ați amânat un eveniment, în general asta poate să fie un eveniment, dar o bucurie, o întâlnire cu prietenii sau cu familia, și din această, acest motiv a trebui să regretați, să zic evenimentul amânat, dar reveniți cu pasiune și în primul rând cu o minte clară. Mm -hmm. Ce ar mai putea să fie? Ar putea să fie că, că a existat într-adevăr un conflict ori cu dumneavoastră înși vă, ori cu cei din familie, ori în mediul în care stați, poate chiar vecini, prieteni, au apărut niște invidioși. Da? În această perioadă de, de eclipsă, da, vărsător și, și leu, și cred că aceste bârfe, aceste conflicte v-au făcut să regretați niște lucruri, așa și eventual să nu vă mai puteți bucura de acest mare potențial care există în viața voastră, a existat, dar simt simt, repet, că îl reveniți în forță cu pasiune și cu o mintă clară, gata să-l manifestați. Unul dintre voi, pentru că aveți un magician, ceea ce înseamnă un manifestor. Sper cu prima ocazie să vorbesc și despre cele 4, 5, nu? 5 șabloane energetice din Human Design cu altă ocazie. Acum să vorbim despre RAC, 4 de monede. Patul de monede este o energie foarte fixă, o energie pământeană. Este posibil să vă gândiți la, sau să simțiți că e poziția lunii, să, să simțiți că nu aveți suficiente resurse financiare și să simțiți nevoia să vă limitați acțiunile tocmai din cauza acestor, ah, tocmai din cauza acestor resurse, ar mai fi o variantă pentru că este patru, casa a patra, a casei, aracului. Poate unii dintre voi țineți foarte strâns la ideea aceasta de familie, de casă, de stabilitate financiară prin familie. Poate să fie un semn de pământ, um, taur, Fecioară sau Capricorn, dar sper să am timp în partea a doua sau în pauză să clarific cartea aceasta. Mercurul vostru este un mercur foarte, foarte fain. Aveți nouă de monede și văd că aveți monede și, și spade cu precădere, ceea ce simt că vă direcționează către o zonă mental pragmatică. Mercurul vostru. Vă gândiți că vă doriți independență financiară, da? Emoțional aveți nevoie de stabilitate. Și, în primul rând, ca să vă simțiți emoțional stabil, aveți nevoie de stabilitate financiară și să vă, um, să vă analizați bine resursele. Nu vreți să cheltuiți sau să irosiți energie, chiar și emoțională, mai mult decât puteți. Spun asta pentru că la ce vă gândiți sau cum gândiți, aveți nou de monede. Este o energie foarte frumoasă, este reprezentarea în 3D a împărătesei, este o persoană independentă care a, a, reușit să, să obțină multe, să acumuleze financiar, să acumuleze profesional și intelectual, da, să nu uităm acest vultur, și toate astea prin muncă, nimic nu i s-a oferit, totul a, obțit, a obținut prin muncă proprie și este, se simte foarte confortabilă cu ceea ce a reușit să manifeste. Că sunteți voi, că este, un este o persoană cu, cu trăsături pământene, voi știți mai bine, dar eu cred că totuși racii uh, vor să, să manifeste uh, o energie terestră, nu neapărat materialistă, dar o energie în care să-și să ancoreze toate aceste emoții și tumultul emoțional la care sunt adesea supuși. Martele vostru sau viața voastră publică sau cum relaționați cu această persoană. Aveți trei de spade, cum am zis, a și apărut. Um, încă vă resimțiți după o situație în care ați fost rănit de cineva? Ori de această persoană, ori de altcineva din mediul în care stați, familie, servici, prieteni, ați văzut cinci de băte, da, mai devreme. Poate să reprezinte și o situație de un conflict, o competiție, dar în general e un conflict mai degrabă interior sau cu familia, cu cei din preajma voastră și poate în acel conflict ați avut parte de o dezamăgire. Cineva v-a spus niște cuvinte urâte și resimțiți, nu, nu va lăsa să vă bucurați de o energie, de un potențial. De ce vă este frică de lună? Vă este frică de profunzimea emoțiilor voastre? Poate vă este frică de alt rac sau de cineva născut în zodia peștilor sau o persoană cu planete în aceste zodii, rac sau pești, poate să fie berebec, dar să aibă planete în pești, da? Așa, oricum, vă este frică de această energie care se manifestă foarte intens la lună plină și lună nouă. Fiți atenți că se apropie luna nouă și vă este frică să vă cufundați în acele emoții profunde și stări ciudate pe care le aveți în acele perioade. Și din acest motiv vă recomand un jurnal. Vă recomand un jurnal de lună nouă, un jurnal de lună plină în care să scrieți și mai ales la în jurnalul de lună nouă să scrieți ceea ce doriți să manifestați ca să vă coordonați da? manifestările. Ce vă doriți? Vă doriți îndrăgostiții. Poate trebuie să alegeți între două persoane, dar este o alegere sentimentală. Asta e o arcană majoră ca și luna. Și e o arcană, o arcană pozitivă, super pozitivă, frumoasă, reprezintă zodia gemilor. Poate vă gândiți, vă doriți pe cineva născut în, în iunie, poate vă doriți o, o bucurie în acea perioadă, aveți un eveniment, cine știe, da? Și vă doriți eventual să vă întâlni, întâlniți cu sufletul vostru pereche, cu flacăra voastră geamănă, cât de curând, cel târziu în iunie, da? Vă doriți. Această completare cu o persoană care vă este foarte dragă poate să fie semn de pământ, nu neapărat gemen, da? Um, oricum, cred că e ceva, un eveniment legat de iunie. Este o arcană frumoasă, dar care vă poate pune și în situația de a alege asta, pentru că și partenerul are uh, varianta 3D a uh, acestui moment de, de selecție. Ce reușiți într-un final de februarie să vă întâlniți cu regele de spade sau să manifestați voi această energie, adică să vă calmați dezamăgirile, să vă controlați fricile, să vă controlați chiar și dorințele cele mai romantice și să vă prezentați ca o persoană de autoritate foarte clară. Calmă, collected, se zice în engleză, adunată. Poate să creați un zid rece în jurul vostru. Unii dintre voi, nu toți. Cred că racii pot crea această impresie. Dar e posibil ca, dacă nu este vorba de voi, să vă întâlniți într-un final de februarie sau în acest februarie cu o persoană care are aceste calități, persoană care poate să fie profesor, avocat, doctor, da, are sabie și care să vă ajute într-o problemă. Dacă aveți probleme cu inimă să vă ajutați să le rezolvați, da? Să fie acea sabie a victoriei pe care o aveți ca și energie comună, da? Sabia acestui rege. La rege nu se ajunge oricum, este o energie statică, dar este o poziție de autoritate. Repet, puteți fi voi, poate fi altcineva, la o persoană în semn de aer sau cu calități. Calitățile pe care le-am le -am amintit: gemeni, balanță sau vărsător, asta pentru că aveți iar gemeni, asta pentru că aveți iar semn de aer. Poate este foarte posibil ca această persoană să vă rănească mai mult sau mai puțin și să vă fie frică să nu vă lăsați tras. În jos, de această dezamăgire, să nu vă lăsați atras într-o într stare de depresie, da? Fiți atenți și mai bine simt eu că e cazul să vă concentrați pe aceste două cărți care sunt superbe. Concentrați-vă pe independența voastră financiară, da? pe care o puteți câștiga doar muncind, și concentrați-vă pe manifestarea acestei superbe cărți, jumătatea voastră vă, vă -aș aștepta în partea a doua, evident că o să fac și partea a doua, că n-am cum, dar, dar ia uite ce, ce neîndemânatică sunt astăzi, poate chiar un pic obosită, am avut un eveniment. Aș vrea totuși, repede, repede, că sunt 13 minute, să clarific 4 de monede. 4 de monede, te rog să 4 da. de monede, aveți cavalerul de spade. Și 3 de spade. Clarificăm, te rog frumos, 3 de spade. 10 deci de spade. Ah, cam ciudat și 7 de spade, cred că aveți de a face cu niște minciuni. Cred că aveți în primul rând de a face cu, cu o persoană nu neapărat în semn de aer, dar o persoană invidioasă, geloasă, care vine și vă rănește și vă rănește. Dar cred că această ultimă rană vă ajută să depășiți un, un ciclu de suferințe da? și să vă ridicați deasupra tuturor bârfelor și a comentariilor pe care acești invidioși le pot face. Um, o să revin în partea a doua, eventual cu alte interpretări pe care le, le pot simți în, în pauză, dar simt că acest cavaler de spade vine să vă tulbure cu niște comentarii ne la locul lor, să vă tulbure echilibru financiar, emoțional. Asta e oarecare stare de echilibru. Poate sunteți dumneavoastră mai rigid, dar important e că sunteți în echilibru și ei vor să vă tulbure această satisfacție. Revin în partea a doua.